Diploma de onoare acordat de domnului Bunea Ioan. Domnul Bunea Buc, să vă pun direct în legătură cu domnia sa, acolo de unde este, mai jos de izvoarele Untului. Cineva spunea și tu fii, și o fii să mor, să îmbunți pe mormântul minunatul Nicolae. Mă întorc la cel care l-a Ciprian Columbescu și vă spun că domnul Bunea vă transmite acum la sărbătoarea dumneavoastră, la ceas aniversar, gândurile cele mai frumoase, așa cum pe mine m-a învățat mărunțișurile dansului de peișoară, așa cum am învățat ceea ce înseamnă Crihalva, ceea ce înseamnă suita de Păcăraș pe sub munte și acolo am învățat și eu ceva, că pe o trăistuță, studentul străin din echipa monografică a lui Gusti, respectiv studentului Preiloiu, venea cu o floare. Era trandafirul moldovenesc. Această floare, într-o nesfârșită seară de iarnă, a devenit floarea nevitării. Cel mai nepământean de frumos element de pe un costum folclor. Acest dar vi-l transmite domnul Bunea ca un gând și ca o înfățișare largă în roata cea nesfârșită a dansului românesc, de la dânsul și de la cerul peișoare la cerul dumneavoastră, un gând și o înfățișare. Tot dânsul mi-a spus să vă rog să nu uitați pe cel cu care el venea dinspre Homorod, spre dumneavoastră, ca să se nesfârșească în sunetul cetății lui Constantin Bunea. Dacă e vorba de rupia, aș vorbi foarte mult. Rupia e în sufletul meu. A fost punctul care m-a atras, punctul unde m-am așezat, m-am format și de unde am plecat mai departe să duc în țară tainele folclorului. Dar și mi-am amintesc cu drag, auzeam de rupia. Și pentru mine rupia însemna cetatea. Și mi-am amintesc că la vârsta de 5 ani, desculți în cămășuță, într-o duminică cu vreo câțiva copii, am fugit de acasă, pe jos până în rupia, peste deal, să vedem cetatea. Și a fost extraordinar de instructiv de ceea ce am văzut noi acolo, cu totul altceva decât satul meu de Ișoară, care era un sat răsărit de altfel. Și de atunci și rupia mi-a rămas în suflet. Și cred că toți care au trecut prin rupia vorbesc cu multă dragoste. Soția mea spunea că cele mai frumoase timpuri în viață au fost ăia 10 ani care i-a petrecut la rupia. Și asta datorită oamenilor, datorită comunității, datorită spiritului de acolo. Sigur că dacă vrei să vorbești de rupia și de ceea ce ai evoluat între timp, în special în direcția aceasta care vă interesează pe linie etnoculturală, sigur, trebuie să vedem puțin așezarea acestei unități în zona Cohalmului, de la numele cel vechi al cetății și nume care s-a purtat și orășelul sau târgul mulți, mulți ani, popular
cei din jurul rupiei și acum spun, mergem la Cohal. Așezat într-o zonă extraordinară în sudul Târnavelor, de altfel a făcut parte din județul Târnava Mare, rupia și cu satele din împrejurim, sigur, o zonă binecuvântată de Dumnezeu cu oameni harnici, oameni de mare omenie, oameni cu cuget și din țiră românească, oameni vrednici, oameni care au știut să duc o viață într-o bună colaborare cu vecinii maghiari, germani. E, lucrurile astea s-au răsfrânt și în viața lor. Rupenii au fost caracterizați ca oameni deosebiți, oameni blânzi, oameni cugetați, oameni cu o rațiune extraordinară, oameni care au cultivat spiritul național, spiritul patriotic, credința noastră strămoșească. Au fost influențați și au simțit că în jurul lor au fost câteva focare care au impulsionat și cursul vieții lor. Și ar trebui să amintim că însăși în oraș l-am avut pe A.P. Bănuță, mare scriitor, mare om de carte, pe Ion Ursu, pe George Berger, muzicologul pe care să nu uităm, și aș vorbi și chiar despre tatălui, care deși era sas, tot George Berger îl chema, era cel mai mare țesător din acea zonă. Și românii se duceau și comandau în penultimii ani, sau acum 10-20 de ani, cuverturi la Berger. Sigur, să nu uităm că la câțiva pași la Dacia a copilărit Ion Dacian. Tatălui era notar acolo. Era de loc din Archita și el s-a schimbat numele după Dacia, după comuna pe care îi tatălui s-a luptat ca să schimbe numele din Ștena în Dacia și el și-a preluat acest nume de artist, Ion Dacian. Sigur să nu uităm că la Drăușeni s-a născut și a copilărit Ștefan Octavian Iosif, că la Cuciulata s-a născut Aron Pumnă, care se chema Aronie Pumnea și a schimbat numele când a plecat în Bucovina pentru că era urmărit și de autoritățile austro-ungare de aici. Să nu uităm că la Deișoara, mama unui mare scriitor, Emanuel Bucuța, el și-a luat numele de scriitor după mama lui, cu chema Bucuța, era din Deișoara, că tot la Deișoara am avut un mare academician, Mihaela Gheorghe, care s-a stins acum de curând. Și au fost, sigur, pentru mine îi rămâne în suflet și Cernea, Gheorghe Cernea, marele folclorist, dar eu mi-l amintesc
acel folclorist amărât, necăjit, cu bățul în mână și care umbla din sat în sat să vândă niște poze cu port popular, cu dansatori, cu artiști populari, ca să-și poată duce traiul. E onoare pentru Lupia că au revenit asupra biografiei acestui mare folclorist, acestui mare patriot și că astăzi muzeul, noul muzeu de etnografie sau de artă, cum vreți să-i spuneți, din Lupia, poartă numele Gheorghe Cernea. Lupia a fost înconjurată de niște sate bine organizate și bine puse la punct. Pe lângă starea gospodărească a localităților, pe lângă bunăstarea oamenilor, pe lângă care a impus felul lor de a fi. Asta i-a făcut pe ei să fie oameni liniștiți, să fie oameni calmi, să fie oameni de bună înțelegere, de bună conviețuire. Oameni care și-au păstrat tradițiile, fiind puțin mai, o zonă mai izolată, puțin să zicem, de centre muncitorești, de centre de drumuri, șosele și altele. Și am influențat foarte mult treaba aceasta în domeniul culturii. Și mi-amintesc de, sigur, ar trebui să amintim despre că dacă în Rupia exista o viață culturală pornită de etnia săsească, care era majoritatea acolo în oraș, dar erau mai mult fanfară, coruri, activități culturale de altfel și mai puțin probleme de tradiții și de obiceiuri populare. Dar ei au fost totuși un pion în cultura, în evoluția culturală a rupenilor. Fapt care a făcut ca și pe populația română, lugarii, cum le ziceau ei, care stăteau în partea de sud, est a localității, să-și facă și ei, după modelul sașilor, o sală unde să se adune, unde să-și petreacă sărbătorile de iarnă, să-și desfășoare nunțile și alte activități sociale din viața lor, care se chema Sala Plugarilor și a avut un rol important pentru oamenii de acolo. Sigur, o contribuție importantă în stimularea activităților ulterioare la Rupia a avut-o faptul că în jurul Rupiei s-au ridicat după al doilea război mondial, deși în unele localități chiar și înainte, niște formații artistice care au revoluționat activitatea de acolo, activitatea culturală. Și aș aminti formația de dansuri de la Deișoara, care peste 30-40 de ani a dăinuit, a fost elita României în dansuri. Formația de dansuri de femei de la Crihalma, care a lansat acel minunat dans Fecerească a Fetelor, de la Crihalma, care este un unicat în România, și care astăzi nu este numai un dans al românilor, este un dans al tuturor naționalităților. Numai eu am condus peste 20 de grupuri de străini care au venit să învețe dansuri populare românești și cu toți am fost în Crihalma să vadă Crihalma, să vadă și să învețe dansul respectiv. Să nu vă mai spun că în Danemarca există o societate de folclor, o societate culturală care poartă numele Crihalma și care au venit în mod special să vadă Crihalma și pe Crihelmeni. Pe lângă Crihalma am avut Ticușul Nou, să amintim de Ticușul Vechi cu formațiile germane conduse de mare maestru Pliș, Comuna de Jos,
minunați dansatori, lăutari, cântăreți buni, cât și din Comuna de Sus. Chiar și ciulățenii au excelat prin dansul acela călușăresc a lor. Am avut formații bune în Fântâna, în Jibert, în Bunești, sigur în Paloș în mod deosebit, pentru că era embrionul acolo, Gheorghe Cernea și după aceea sora lui Rozalia Cernea. N-au fost neglijate nici celelalte etnii, de exemplu, dansurile germane de la Fischer, de lângă Rupia, Bunești, Dacia, Viscri, Homorod, dansurile maghiare de la Racoș, dansurile maghiare de la Drăușeni, de la Ionești. Ăstea sunt toate formații care s-au afirmat prin Centrul Cultural Rupia, în perioada după, după 55-60. În Rupia, un element foarte important, zic eu că s-a consumat, a fost în 1960, când s-a început lucrarea unei case de cultură în centrul orașului, necesară pentru activitățile culturale și pentru viața culturală a rupenilor. Să nu uităm că cu câțiva ani în urmă centrul Rupiei era piața centrală, târgul săptămânal, care prin contribuția rupenilor și a celor din jur au reușit să construiască minunatul parc care este astăzi în centrul orașului și în fața casei de cultură. V-am spus că în 61 am inaugurat casa, lucram deja la Rupia, lucram ca inspector școlar și instructor metodist la Casa de Cultură din Rupia, am inaugurat Casa de Cultură, ceea ce a determinat o explozie activităților culturale. Aveam unde să ne desfășurăm. Și că într-o perioadă foarte, foarte scurtă am reușit să înșghebăm toată, sigur, după modelul formațiilor germane și cele care mai erau pe acolo și cele din jur, să înșghebăm aproape toate genurile artistice că să-și poată desfășura activitățile în această instituție. A luat un mare avânt formația corală care cuprindea seniori, oameni de toate vârstele din oraș, o formație bună, o formație valoroasă. De altfel, cam în toate satele erau formații corale pe vremea aceea, dar o formație care a dăinuit și s-a dus mai departe. Formație din care a derivat după aceea, în ultima vreme, aproape în 60, după 60, într-un grup vocal care bărbătesc, după aceea un grup vocal femeiesc, care a întrunit niște voci deosebite, curate, simple, adevărate, autentice, ale zonei, în graiul lor acolo, și care s-au impus în întreaga activitatea culturală a țării. Un merit, sigur, trebuie să-l aducem, să spunem că l-a avut fostul director Nicolae Ioancea, un om de-al locului, din Homorod, era, dar un om făcut pentru cultură. A fost un om extraordinar, un om cu inițiative foarte mari și așa a făcut ca imediat după 60 să înființăm grupul vocal din bărbați aleși de toate categoriile sociale, erau și medici, erau și profesori, erau și țărani, erau muncitori, era o îmbinare
armonioasă din punct de vedere social. După aceea, formația de grupul vocal feminin, tot așa, în care chiar dacă erau români și se îmbrăcau în costume românești, în costumele lor frumoase, erau și săsoaice și cântau alături de ele. Eu personal am pornit la, am proces la înființarea unei echipe de dansuri populare. Echipe de dansuri care într-un timp foarte scurt, cu tineri de acolo din oraș, unii intelectuali, alții de alte meserii, alții chiar țărani de acolo, am reușit să facem o formație bună care s-a afirmat foarte repede în concursurile naționale care s-au inițiat după aceea și care au contribuit foarte mult la valorificarea acestor formații. Sigur, din formație făceau parte și intelectuali, și l-aș aminti pe Mircea Cantor, profesorul Mircea Cantor, soția lui Maria Vorcoman, Vorcoman Gheorghe, Ghița, nonului din Rupia, era din Cața, Pălășan Aurel, aveam și maghiari în formația de dansuri și câțiva tineri de prin jurul Rupiei care până la urmă s-au aciuit pe acolo prin diferite funcții și meserii și loc de muncă, cum s-ar zice. Ceea ce este foarte important că Rupia a beneficiat de păstrarea portului popular local. Eu o spun și acum cu mâna pe inimă. Nu există în România port popular mai complet, mai frumos, mai elegant, mai sobru decât portul popular din Rupia. Au mai concurat părășenii la treaba aceasta, au fost și satele din jur, dar ca la Rupia, portul popular nu a fost nicăieri. El este recunoscut în toate și s-a scris foarte mult despre frumusețea, despre valoarea acestui port popular. Și este foarte bine că în muzeul local sunt expuse piesele de port, sunt expuse piesele de mobilier țărănesc specifice zonei românești, maghiare și germane de acolo. Păstrarea acestui port popular românesc, dar mai presus de toate, mândria, demnitatea de a purta acest port a fost extraordinar. Cu acest port minunat, rupenii s-au dus în 1918 la Alba Iulia, cu un steag special care și acum se păstrează la muzeul în Brașov, înainte era în muzeul personal țărănesc al lui învățătorului Vasile Vorcoman,